Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Blockade 3D. Astăzi o să facem review la o nouă armă, iar acea armă se numește USP Snow. Și hai să vedem proprietățile. Damage 30, viteza de tragere 6,3, în încărcător 15 gloanțe, de rezervă 108 și distanța standard de 80. Această armă am primit-o... Când am primit eu arma asta? Am primit-o atunci de la quest. Doamne, uitați-mi de unde am primit-o. Bun, văd, mi-am setat și eu rezoluția mai pe height. Și jocul merge 50 de FPS-uri cu atâția playeri. Bun, deci se pare că cineva îi pe aici. Nu m-aș băga rush în ei pentru că nu-i prea bine. Așa că o iau frumos, frumos pe aici. Se vede cineva? Nu se vede. Hai că văd că mai pot să urc. Aici sunt niște scări, aparent. Nu, îmi vine să folosesc crossbow-ul. Dar nu pot. Am să încerc să mă sui acolo dacă tot au făcut băieții aia scară. Sau pe aici. Dar nu știu cât ar fi de sigur. Bun. Da. Leader noob. Ok. Îi se potrivește numele. Nu știu, eu n-am avut niciodată M700. Bine, am avut pe un alt cont, dar pe contul ăsta n-am. Chiar nu am. Și mă enervează că m-o campat. Ok, 497 au ăștia de la roșii. Ar trebui totuși să schimbi mapa, fiindcă e cam aiurea. Sincer, nu-mi place. Adică nu că nu-mi place, e foarte, foarte mare. Bun. Da, nu știu, mă duc și eu pe la roșii. Mă enervează că merg foarte mult până să ajung la baza lor. Așa. A, ok. Ia să merg eu sus. Nu știu ce fac roșii, dar eu vreau să merg aici la ei, în bază. Nimeni? Ok, a murit unul. Asta e partea... Nu. Ok. Zice că o să termine mapa asta. Dar mă bucură chestia asta. Bun. Să o schimbe mai repede, fiindcă nu-mi place. E foarte mare, n-am... Când să găsești playerii pe asta? Și suntem și puțini, fiindcă acum când filmez, e foarte dimineață. Bun, hai să vedem cum să fac echipele. Unu acolo. Așa, deci 1-1. Vreau să văd unde sunt mai puțini, acolo ne băgăm noi. Hai să mă bag aici, la roșii. Cu tipul ăsta de level 6. Da. Și poate în episodul următor, dacă am să găsesc o mapă bună. Na. My favorite map. Păi și mapa asta e ok. E ok pentru pistol. Chiar e foarte bună. Bine, am un site mic. Și n-am voie să folosesc snipe-ul. Trebuie să mă joc cu pistolul ăsta și cam na. Știți cum este. Suntem doar 2-3 în echipă versus 2 de acolo. Bun. Hai că mai încerc pe aici, dar... Normal, normal că folosești un VSS. De ce nu? Așa este? Ia să văd, îi pot nimeri pe aia de aici cu USP-ul ăsta? Nu cred că am speranță cu asta. Ia de aici. Să-i dea meu. Fai câți erau acolo. Vai, doamne, câți erau acolo. Așa aș folosi un pic crossbow-ul, dar... Din păcate, asta e review-ul la... No. Nu.
Ok, n-apuc să dau două gloanțe și mă omoară cu MG-ul. Deja devine enervant. Bun. Aia, sunt morți acolo? Sunt morți. Așa, asta-i, asta-i. Ja. Așa. Pistolul ăsta e foarte bun. Deci este pistolul pe care îl folosesc eu cel mai mult. E cu un damage imens. Are damage 30 ca un Crytek. Numai că e pistol. Așa. După cum v-am zis, vedeți cât e de bun? Numai că e o campată aia acolo. Asta e singura problemă. Aoleu. L-am omorât și eu, m-am omorât și el. Asta e viața. Hai totuși să ne mai ducem. Ah, ăștia se bat aici. Eu am să mă duc acolo, fiindcă am început să fac multe kill-uri și îmi convine. Atât. Ăla-i mort. Acolo nu-i nimeni. Hai să dau un... Da, cum să nu? Cine-i acolo? Atât. Bun. Ok. Hai. Mai spune careva cu mine? Era unul acolo. Atât. Bun. Băi, dacă vreți și voi pistolul ăsta și vă place cum merge, vă recomand să-l cumpărați, na, standard cum ar fi. Adică, cum să vă spun? Mergeți în shop și cumpărați USP-ul. Pur și simplu mergeți să-l cumpărați. Deci și-l upgradați full. Și exact așa merge, pentru că armele Snow sunt versiunea full upgradată a... Na, armelor, pur și simplu. Cineva acolo? Marș. Ok, tipul ăla trage în mine. Asta este. Când îți dă o rachetă, n-ai ce să-i faci. Pur și simplu accepti și mergi mai departe. Bun, eu nu-l văd în smoke-ul ăla. Posibil ca el să mă vadă. Asta e partea enervantă. Bun. Îți dau reload și... Nu! Ai, firar! Firar să fie! N-am mai apucat să dau reload-ul ăla. Bun, te-ai dus. Mai e vreunul? Te-ai dus și tu. Acum, hai să folosesc și eu, să dau un reload, de fapt. Atât. Ăla-i mort. Cineva pe aici? Nimeni. Mort. Ok, vine tipul ăla acolo. Așa, cam atât e cu tine. Mai vine careva? Haide. E cineva acolo. Mort. Bun, deci ar pistolul ăsta deja la dor. Pur și simplu la dor. Mai câta kill streak-ul fac cu el. Și sunt one shot. Ah. Am dat pe lângă. Asta este. Ok, care e faza cu frica asta pe playeri? Wow, inteligentule. Stai acolo și campezi. Și are P90, adică i-ar face terci pe ăștia. Ia de aici. Așa. Nu. Mor. Ah, mă omoră și pe mine ăla. Pentru că dădeam reload. Reload. Ok, am zis reload. Reload. Doamne, cum zic și eu. Du-te mă de aici. Așa. Nu, n-am glanțe, n-am glanțe, n-am glanțe, n-am glanțe. Ai, fier ar fi. M-a omorât Cuba Sniper Bar. Băi, ce mă enervezi, nu mai construi, mă, aici, că... Da. Fier ar fi. Folosește MG-ul. Deja am o părere foarte proastă despre el. Poți, te rog, să nu mai construiești? Atât.
Vom rezolva pe amândoi? Mai este careva? Mai era. Mai era iar cuba ăla. Doamne, câția sunt aici. Da, așa cum scampează toți. Mama mia, full team la ei. Full team, deci putem să facem kill-uri destul de bune aici. Bun. Băi, știți ce vreau eu să fac? Mă duc pe aici, frumos, frumos, și mă duc în fața lor. Pentru că știu că acum o să coboare pe aici ăștia. Deci, pur și simplu știu asta. Bun. Ah, firar. Păi ce scor avem? Avem 35 cu 16. Eu zic că e un scor foarte bun pentru un pistol. Care e normal, știți, termin gloanțele la arma principală, folosești imediat pistolul, deci... Chiar vă recomand această armă. E foarte ușor de folosit. Du-te încolo. Fai, doamne, câți erau acolo. Bun, 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 bun. Băi, mai mergi motură. Și omorâm. Pentru că... Ce să-i faci? Trebuie. Trebuie să-i omorâm, nu? Bun. Băi, n-am gloanțe. N-am gloanțe, el atrage în mine. Na. Reload, repede. Vai, nu găseam tastele. Bun, mort. Vine un MG. Au venit un spas. Bun. Mai băieți, cred că cam atât este cu episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un coment. Și noi ne auzim cu bine în episodul următor. Pa, pa!